Fiind aici la adunare după miaza aceasta și bucurându-mă de harul pe care l-am simțit, a făcut iarăși bunul Dumnezeu ceva și să-mi schimbe schița pe care o aveam și am gândurile pe care vi le spun din partea Domnului și consider că sunt necesare pentru noi. Ioan e pe Patmos și ne spune în ziua Domnului, la versetul 10, eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe, un șoc sonor pentru Ioan, care nu se aștepta să mai fie cineva pe acolo, în singurătatea acestei insule fără vegetație, numai cu stânci. Era în ziua Domnului și deodată a auzit înapoi a lui un glas ca sunetul unei trâmbițe și glasul acesta îi era atât de cunoscut încât el, Ioan, cade la pământ când îl aude. Era glasul Domnului. Cuvântul pe care îl avem la versetul 10 spune în ziua Domnului. E o expresie frumoasă. În ziua Domnului era în Duhul. În ziua Domnului a lăsat ca Domnul să fie cinstit. Expresia în ziua Domnului e o expresie deosebită în limba greacă, ten Kyriaki Himera. În ziua, și aici e Domnului, Kyriaki, dar nu e cuvântul de Kyrios, cum suntem noi obișnuiți cu numele Domnului, ci e o expresie întreagă într-un cuvânt, e în ziua care aparține Domnului, în ziua în care Domnul are dreptul peste ea. O expresie foarte ciudată. Kyriakis Himera e o expresie pe care biserica primară o cunoștea foarte bine și o folosea destul de des. Ioan o folosește aici ca să aducă aminte credincioșilor că el care era pe Patmos a cinstit pe Domnul, a recunoscut că Domnul e și al zilelor noastre, nu numai al nostru personal. Și iau și subliniez lucrul acesta. Tichiachis Chimera înseamnă în ziua în care Domnul e stăpân și îi aparține lui Dumnezeu. Domnul Iisus înviat, nu e vorba de sabat, nu e vorba de ceea ce respectau ei pentru că e în lege, e o zi specială care aparține Domnului și e folosit doar aici și în Corinteni, încă o dată expresia aceasta. E vorba de ziua care aparține Domnului Iisus cel înviat, cel care are Duhul pogorât peste noi, al bisericii răscumpărate prin har, îmbrăcate în sfințenie, e ziua lui și cu atât mai mult respectăm ziua aceasta pentru că Domnul e stăpân peste ea și peste noi. Textul pe care l-am citit e vorba de o scrisoare primită de una din cele 7 pe care bisericile le primesc prin Ioan și îngerii bisericii, adică îngerul fiecărei biserici, primește scrisoarea cu datoria să o împartă și să spună bisericii. Vreau doar
câteva gânduri pe care le am aici. Biserica din Efes e o biserică frumoasă, înfloritoare. Nu știm numărul ei, nu știm păstorul ei cine era. Știm că în Efes apostolul Pavel îl trimite pe Timotei. Timotei care se retrage la Efes și rămâne păstorul bisericii din Efes până când moare. Când am fost odată sau de două ori în biserica, adică în locurile acelea, ni se spune pe vremea apostolului Pavel, Efesul era port la Marea Mediterană. Aluviunile râului care curge au închis însă, au mărit malul și marea e la un kilometru și ceva depărtare. Dar acolo ni se arată, în, nu biserica, care nu știu dacă mai e ceva din ea, însă ni se arată templul Dianei, lucrurile care au rămas vestite în istorie, în Efes. Biblioteca din Efes, Areopagul din Efes și alte clădiri. Dar acolo ni s-a spus că în Efes e și mormântul lui Ioan și mormântul Mariei, Maica Domnului. Ioan, când a venit la Efes și a păstorit biserica până la bătrânețe, Ioan a auzit cuvintele Domnului, iată mama ta și mamă, iată fiul tău. Și a înțeles în cuvintele acestea, pentru că Maria nu era mama lui Ioan și Ioan nu era fiul Mariei, a înțeles în cuvintele acestea, ai grijă de mama mea. Mama mea trupească, era în rânduiala veacului întâi, cel întâi născut să poarte de grijă de părinți. Și Domnul Iisus de pe cruce îi aduce aminte lui Ioan, eu n-am să mai pot, dar ai tu grijă, ca și cum ar fi mama ta și mama să aibă grijă de Ioan ca și cum ar fi fiul meu. E ceva din intimitatea pe care Domnul Iisus o are și o dă lui Ioan ca el să aibă grijă de Maria. Și ne-am mirat când am fost atunci acolo de mult că s-a împlinit și Ioan a avut grijă să păstreze obiceiul acela și cuvintele Domnului Iisus. Biserica e o biserică bine formată. Avem atâtea lucruri frumoase despre biserica aceasta. Nu poate să sufere pe cei care aveau răutate în ei. E vorba de biserică și parcă ne mirăm că spune nu poți să suferi pe cei răi. Se referă la lume, oameni de afară, sau se referă de unii care în biserică aveau o răutate. Continuă mai departe elogiu frumos al apostolului, că din pricina numelui, biserica aceasta are de suferit, din pricina numelui Domnului Iisus. Cunoaște că acolo e o influență a nicolaiților. Nu ne explică cine sunt acești nicolaiți. Se pare însă, după cronicile vechi, după Nicolae, acela care vroia să fie întotdeauna primul, să aibă întâietate, că în biserica aceasta se creaseră partide. Partide care au între ei oameni care vor să își arate ei cine sunt ei și ce pot ei să facă. Și aceștia ar fi nicolaiții de care vorbește aici Apostolul Pavel, pe care nici Domnul nu îi suferă.
E o biserică activă, e o biserică cu multe merite, dar are și niște lucruri care nu sunt bune. Și încep aici lucrurile acestea și de fapt e unul pe care îl subliniază. Ce am împotriva ta? E o expresie care nu e frumoasă. Să ai, să fii în biserică, să ai aici activitate frumoasă, să ai o doctrină curată, pe Ioan să-l fi avut păstor, o biserică care iubește pe Domnul, o biserică, desigur, poate mare, Efesul e metropola, cetatea care, în care Roma avea grijă de toată provincia Asiei Mici. Și cuvântul spune, am ceva împotriva ta. Să ai pe Domnul împotrivă, El care e atotputernicul, să ai ceva împotriva ta, să aibă El ceva împotriva ta. Spun, cuvintele nu sunt ușoare și sunt greu de explicat, pentru că biserica aceasta e o biserică care poate să fie lăudată. Puține biserici am putea să spunem că cunoaștem și noi care să aibă toate meritele bisericii, că are răbdare, că nu suferă pe cei răi, e o biserică activă și totuși Mântuitorul are ceva împotriva ei. Dimineața spuneam și am amintit doar în treacăt despre dragostea care trebuie să fie dragostea în biserică. Legătura pe care biserica o are, biserica nu e clădire, biserica nu e o organizație, biserica nu e o conformare la anumite reguli. Biserica sunt oamenii născuți din nou, care sunt legați la oaltă într-o părtășie a dragostei. Când lipsește dragostea, am putea să spunem că nu mai există biserica. Când lipsește dragostea care leagă, cimentul care leagă biserica, ce biserică e aceea? O biserică care vorbește mult, o biserică care e foarte activă, o biserică care are planuri mari, o biserică în toate rânduielile care e societatea aranjată, dar dacă lipsește dragostea, nu mai putem spune că e o biserică în care Duhul lui Dumnezeu lucrează. Ce am împotriva ta, spune Domnul aici, Duhul lui Dumnezeu, e că ți-ai pierdut dragostea din tâi. Pot să fac o afirmație așa, sunt multe familii, nu multe, Doamne, ai milă de noi, dar sunt unele familii în care există conflicte. Din când în când păstorii sunt chemați ca să rezolve conflictele și vă spun așa dintr-o experiență, mai mică sau mai mare, întotdeauna în biserica aceea în care, în familia în care sunt probleme, căutați nu să vedeți dacă au bani, că banii se fac și banii se duc și se cheltuie. Nu, dacă e vorba de o acordare a minții sau a intelectului, că auzi mereu de nu se conformează bine unul cu altul. Familia nu e o conformație, pentru că familia stă printr-un legământ. Am făcut un legământ și trebuie păstrat. În familia aceasta căutați să vedeți dacă mai e dragoste sau nu. Dacă nu e dragoste, atunci pot să fie toate, și banii, și diplomele, și cărțile, și dacă nu e dragoste, familia se destramă. Sau, cum spune aici cuvântul, remediul e pocăința. Familia rămâne în picioare pentru că e dragoste.
În familie, în Ioan, capitolul 17, dimineața am încercat câteva texte să dau, dar sunt foarte multe. În Ioan, la capitolul 17, e rugăciunea pe care Domnul o face, rugăciunea de mare preot, am spune noi, și așa e cunoscută. În Ioan, capitolul 17, uitați-vă cum se termină. Neprihănitule Tată, lumea nu te cunoaște, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu te-am făcut cunoscut numele, ți-am făcut cunoscut numele tău și ți-l voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Rugăciunea, un capitol întreg, e inima Domnului care e stoarsă să picure fagurele, mierea dragostei lui Dumnezeu. Și aici, în ultimele cuvinte, spune, lumea nu te cunoaște. Eu te-am făcut cunoscut, dar lumea nu te cunoaște. Îl voi mai face cunoscut. Dar aici sunt ucenicii despre care spusese el cu un verset înainte, parcă. Vreau ca acolo unde sunt eu, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceia pe care mi-ai dat tu. Cuvintele Domnului ar trebui să ne facă să plângem toți. Domnul merge la jertfă, își dă viața și mai face o rugăciune Tatălui, ca Tatăl să cunoască și să nu uite. Și desigur, sus pe munte, de atâtea ori, rugăciunea aceasta, poate cu alte cuvinte, era freamătul iubirii din inima Domnului nostru Iisus. Îi aduce aminte, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și cei pe care mi-ai dat. Nu vorbește de îngeri, nu vorbește de lucrările și gloria care e în fața tronului lui Dumnezeu. Vrea să știe însă că aceia pentru care și-a dat viața, scuzați-mă, aceștia vor fi și ei acolo, să fie acolo lângă el, să-și petreacă toată veșnicia împreună cu aceștia, cu niște pescari care urmează să-și dea viața pentru numele lui, cu niște oameni fără multă carte și nu știu cât de mult talent. Probabil toți vorbeau cu accent galilean, așa cum fariseii la Ierusalim s-au dus la Petru. Și tu ești cu el, că accentul, vorba te dă de gol. Și Domnul Iisus vrea să fie în cer, în slava cerească cu aceștia. Parcă ne gândim, Doamne, ai arhangheli, ai îngeri, ai profeții din vechime, și tu vrei să ai niște pescari din aceștia cu tine? Și Domnul se roagă rugăciunea aceasta, plină de farmec divin. Ce am împotriva ta, biserică din Efes. Și te rugăm, Doamne, ferește-ne de păcatul acesta care ți-a făcut supărare în așa mult încât până și cei care sunt sfinți ai Domnului în Efes ajung să fie prinși în hora aceasta lumească și să piardă ce ar trebui să fie lucrul cel mai scump al bisericii. Ce am împotriva ta e că ți-ai pierdut dragostea din tâi. Iubiții mei, fac un apel și
Apelul acesta vreau să vă fie drag și să vă fie la inimă. Nu fac nicio critică și mă feresc de lucrul acesta pentru că cei pe care i-am criticat știu că s-au supărat pe mine. Și nu vreau să fie supărați nimeni cu mine și când plec de aici să fie harul lui Dumnezeu revărsat peste biserică și biserica să fie plină de avânt. Dar am ceva, spune Domnul, împotriva bisericii din Efes. Și lucrul acesta nu e o interpretare istorică, a fost o perioadă istorică, perioada Efesului, ca să fie o perioadă a Tiatirei, o perioadă a Laodiciei. Toate bisericile acestea au fost atunci acolo. Și Domnul Iisus, dacă se potrivește cu istoria lumii și cu istoria bisericilor din toate vremurile, e actual cuvântul pentru noi. Și aici cuvântul vine și spune ce am împotriva ta e că ți-ai pierdut dragostea din tâi. Dragostea din tâi e ceva special, unic. Pentru că și se potrivește și avem între noi câțiva care și-au întemeiat familia nu de mult, aș putea să-i le readuc aminte lor sau să-i rog să ne spună cum a fost dragostea din tâi. E dragostea îndrăgostiților, e dragostea care arde în clocot sfânt, parcă și când sună telefonul, ai vrea să auzi vocea celei care e logodnica ta, e frumusețea iubirii pe care o are un logodit cu o logodită și logodita cu logodnicul. E dragostea aceea care e curată, e frumoasă, fără interes, e ca dragostea lui Dumnezeu. Și Ioan aude cuvintele acestea și vă spun, gândind mai mult la scrisorile acestea, mie mi se pare că Ioan ar fi plâns după fiecare, poate după una să nu fi plâns, dar și atunci putea să plânge de bucurie când aude că Domnul are ceva împotriva unei biserici. Și aș vrea să luați aminte, ce am împotriva ta, că nu mai ai acea bucurie sfântă a întâlnirii, acea bucurie dragă că te întâlnești cu cel prea iubit al tău și cu cel care e imaginea ființei, oglindirea slavei, întipărirea numelui lui Dumnezeu, nu mai ai dragostea din tâi. Pot să-mi fac o critică aici și n-am cumpărat înghețată încât eram logodnic, logodnicii. N-am cumpărat o floare să-i spun, uite, de așa te iubesc. Și mi-aduc aminte de tatăl meu care întotdeauna își aducea aminte că n-a avut masă la nuntă. El venise de la țară, sezonovii erau bogați și au hotărât împreună ei doi, după adunare, Adorian, Constantin Adorian a făcut căsătoria și după aceea au întins-o la tren, repede, să-i ducă cineva la tren, să ajungă la Brașov să facă luna de miere, dar n-au avut masă. În momentele de slăbiciune, aș spune, sora Dașa îi aducea aminte, lasă, n-a putut nici măcar o masă să am la nuntă, dar urma replica care era la fel de bună și gingașă și frumoasă și până la urmă lăsau ei masa de nuntă, dacă n-a fost, n-a fost. Însă, v-ați uitat vreodată la privirea unui care e logodit să scurg ochii după ea?
Și ea simte, nu trebuie să-i spune, hei, mă uit la tine, întoarce capul și parcă știe să uită la mine. Nu poate să scape de privirea lui și ea la fel. Dragostea din tâi e o dragoste în clocot, e o dragoste plină de văpaie sfântă, e o dragoste care caută nu cumva să supere pe cel pe care îl iubește. Și privirea, și vorba, și fața trebuie să arate dragostea aceea din tâi. Și Domnul vine și spune, am împotriva ta, ți-ai pierdut dragostea din tâi. Și lucrul acesta e atât de dureros pentru biserici astăzi, încât mai fac o mărturie. Duminica trecută am avut un program frumos. Corul a cântat ca niciodată. Eu cred că atmosfera a fost o atmosferă de cer. Mi-au plăcut cântările, mi-au plăcut referatele, mi-a plăcut însă ceva mai mult. După ce s-a terminat programul, lumea n-a fugit acasă. De la 5 până pe la 9 am stat în adunare. Eu am plecat pe la 9, am ajuns acasă pe la 10, dar mă gândeam, când am plecat, mai erau încă în biserică, frați. Nu s-a grăbit nimeni acasă. Spune cuvântul că dragostea ne strânge. Aș mai spune ceva, când ne strânge, parcă nu ne mai duce. Ne place să fim unii cu alții. Dragostea aceea din tâi, dragostea care ne ține lângă Domnul și unii de alții, e o dragoste rară. E diamantul, mărgăritarul bisericii lui Hristos și astăzi. Nu înseamnă o critică sau să vă spun, ne place să fugim repede acasă, ci aș vrea să spun, părtășia, legătura dragostei din tâi e o legătură frumoasă. Îmi place. E harul lui Dumnezeu să avem atâția tineri între noi și să ne bucurăm unii de alții. Zadarnic aș încerca să vă explic cum e dragostea din tâi, pentru că toți am trăit momentele acelea când ascultam cuvântul și parcă nu mai vroiam să se termine predica. Parcă vroiam să ascultăm iarăși cântările. Și când ne uitam la ceas, a trecut deja o oră, au trecut două ore. E harul lui Dumnezeu care ne ține la oaltă și ne păstrează în dragostea Lui. Dar dragostea din tâi are un farmec deosebit. Am plecat din România și cineva mai înțelept ca mine mi-a zis, nu mai aminti de alea, că le-am auzit de atâtea ori. Dar când am plecat din România, personal, nu eram nici însurat, nici logodit. Ne-am legat inima, eu și soția, unul de altul, i-am luat un cadou să-și aducă aminte de mine, dar abia așteptam să vină ziua și să-mi spună, am primit și noi plecarea. Eram la o masă, la biserica suedeză. Venise un frate, fratele Mosley. Fratele Mosley a fost la noi la București, misionar din Anglia, cu încă doi frați și atunci ne-a dus
scrisoarea și cecul din partea fratelui Wurmbrand, cu care am dat să fim răscumpărați din România și imediat ni s-a dat pașaportul. Fratele Mosley a venit să vadă cum trăim, dacă avem ceva nevoie de mâncare, și a stat la noi la masă. Și tata, care era vis-a-vis, eu făceam, așa, încercam să fac pe engleză și să traduc ce mai spune fratele Mosley. Tata mă cheamă afară. Zice, măi, Valentine, nu vrei să te logodești în seara asta? Carmen venise din România și Mosley aici, să nu fac eu sfeștania, îl las pe Mosley să facă și ține minte. Am rămas... Mai a fost odată când fratele Alexa mă întreabă, măi, dar tu nu te uiți la vreo fată, nu te gândești să te însori sau ce? Și acum îmi spune, logodește-te, măi, cu Carmen și Mosley aici. S-a dus, el a făcut introducerea și Mosley a luat cartea, a citit un verset, ne-a făcut mărturia și apoi a făcut rugăciunea de logodnă. E bine, cei care se uitau la noi știau că inima noastră era legată una de alta. Și aici Domnul se uită. Ce am împotriva voastră, că e că nu mai aveți legătura aceea în care să vă placă, să chemați și pe alții, să vadă ce dragoste e între noi, cum ne iubim unii pe alții. Traian, împăratul Romei, a trimis pe un sfetnic să meargă în partea de nord a Capadociei, unde erau mulți creștini. Du-te și vezi care e secretul la oamenii ăștia, că ei îi chinuiești, îi arzi, îi omori, dar nu se lasă de credință. Și raportul a fost atâta. Oamenii aceștia au o dragoste diferită de iubirile Romei. Oamenii aceștia cu adevărat se iubesc unii pe alții. Ce am împotriva ta e că ți-ai pierdut dragostea din tâi. Dragostea aceasta de farmec, dragostea care puneți miere pe masă la vară și veți vedea că după puțin timp un roi de albine vine să guste din mierea aceea. Cum învață, cum simt, cum au sentimentul ăsta că acolo e ceva dulce, care e miere. Acolo unde e mierea dragostei, Domnul aduce și înmulțește poporul și îi dă mari bucurii. Doar în grabă aș vrea să vedeți trei lucruri pe care le avem aici. Cum să readucem dragostea din tâi. Cuvântul Domnului vine și spune, primul lucru, adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Păcatul, lucrurile lumești, slăbesc dragostea. În vremurile din urmă, spune cuvântul, că fără de legea va crește, se va înmulți și dragostea va fi mai slabă. Trăim vremurile acestea și Domnul Iisus le spune, adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Păcatul slăbește dragostea, o gâtuie, o ucide. Adu-ți aminte de unde ai căzut. E primul lucru pe care îl avem aici. Să-ți aduci aminte, să-ți fie dor de dragostea aceea,
să dorești iarăși flacăra aceasta care să aducă căldură, dragostea din tâi. Citeam ce a scris sora Bințea Wurmbrand. Are o carte, The Pastor's Wife, nevasta păstorului. Iau câteodată așa și numai câteva frânturi să citesc. Și în ultima oară mi s-a părut interesant că parcă Dumnezeu m-a împins să am și gândurile în legătură cu asta. A ajuns să fie deportată, arestată și în fiecare zi la interogatoriu. Dacă o știți pe sora, sau vă aduceți aminte de sora Wurmbrand, era atâta drăgălășenie și n-am să uit niciodată cum s-a apropiat de noi, de fiecare, cum la Paris, fiind împreună, mergeau la braț și sora Bințea din poșetă scoate niște bani și de mamei. Primii bani pe care i-am primit în străinătate. Și sora Bințea îi spune, e adevărat că scrie că am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit cerșindu-și pâinea. Și că trăiește omul nu numai cu pâine și cu apă și cu cuvântul lui Dumnezeu, dar luați bani pentru că ați venit aici în lumea în care toți aleargă să aibă, să fie, să arate ce sunt și veți avea nevoie de banii ăștia ca să aveți mâncare. O femeie mică de statură, cu un suflet mare și un zâmbet cald de cer, e arestată și în fiecare zi la interogatoriu să dea declarații și ea nu vrea. Nu înseamnă să fii blând, să n-ai o încăpățânare a credinței. Și se agită toți interogatorii și o întreabă ceva. O să aflăm noi, tot cât stai aici, despre viața sexuală a dumitale. Că am auzit și se spune peste tot că ești o sfântă a lui Dumnezeu. Și-a urmat ispitirea pe care i-au dat-o în față și i-au pus-o pe masă. Bințea închidea ochii și îl vedea pe Richard, îl vedea pe soțul ei, pe cel pe care îl iubea. Și cartea descrie toate lucrurile acestea și frumos. Să închizi ochii și să vezi pe cel pe care îl iubești. Să-l iubești nu pentru că ai vreun interes, ci dragostea care unge rănile și nu mai ești în fața interogatorului, ci ești împreună prin grădinile dragostei. Împreună cu Richard. Și vă dau și gândul acesta pe care l-am. Când vine ispita, și vine cu o avem în casele noastre, a prins televizorul și sare de acolo, de pe ecran, ispita în ochi. Vrei să asculți o melodie și îți sar domnișoarele cu poeziile lor și cu cântările lor. Aproape că nu poți să mergi nicăieri și la prăvăniile de mâncare, toate reclamele. Ispita vine și vă dau îndemnul pe care l-am, pe care Apostolul Pavel ni-l dă. Priviți țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Cuvântul țintă înseamnă ceva care Apostolul Pavel ar putea să ne dea termenii
medical din vremea aceea. Deci noi avem o privire directă și avem o privire periferică. Cu privirea periferică vedem cum se mișcă aici doi copii, dincoace cum adorm alți doi copii, cum ce fac aici. E privirea care nu e țintă directă. Și Apostolul Pavel spune, țintă e direct. Și să acoperi privirea periferică, să nu mai vezi. Priviți țintă la Domnul și toate ispitele se topesc. Ne mai spune aici să ne aducem aminte, dar amintirea aceasta creează o hotărâre, hotărârea în care să trăim pentru Domnul. Pocăința e frumusețea harului lui Dumnezeu care dă roade în noi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Privește la Domnul și pocăiește-te. Pocăința e ceea ce e aurul credinței noastre. Îl avem pe Domnul înaintea privirii noastre și pocăința aceasta ne face să trăim pentru El. Și mai e cuvântul care spune un fapt, o acțiune hotărâtă, clar, întoarceți, dărâmați planurile, toate structurile pe care diavolul le face ca să ne dărâme, să ne momească, să ne facă să păcătuim. Spune aici, întoarceți-vă, adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te. Întoarce-te la faptele din tâi. Avem aici o dragoste din tâi care are fapte din tâi. Și Domnul Iisus spune, întoarceți-vă la faptele din tâi. E atâta frumusețe. Sunt trei lucruri ușor de ținut minte. Când vine diavolul, întoarceți, închideți ochii, uitați-vă la Domnul, adu-ți aminte de unde ai căzut, adu-ți aminte de frumusețea dragostei din tâi. Apoi, fă așa cum ne îndeamnă cuvântul, pocăiește-te. În limba în care e scris și Vechiul și Noul Testament are același sens. Sensul e acela de a te întoarce, a schimba drumul. Drumul pe care mergi nu e bun, întoarce-te. Am fost la Bicaz când eram tânăr, într-o vacanță, și acolo fratele Panțiru, care era un student la seminar, am stat cu el la stâna de oi pe munți, în munții Bicazului, și am simțit nu numai cașul și laptele, am avut și părtășia împreună. Frumusețea pe care o au în a se purta oile și păstorul e un vis. M-am bucurat duminica trecută când fratele Negrei a cântat cântarea aceea care îmi răsună mereu în cap. Oile mele, știți mai departe cuvintele, ce v-am făcut eu? Am plâns în noaptea înspre duminică. Dar vă spun, acolo, în munții Bicazului, am învățat ceva. Ni se spune așa de mult despre oi și învățăm așa de multe. Din când în când se auzea un hăulit sinistru prin văile acelea de la Bicaz,
în coastele împădurite ale munților Apuseni. Întotdeauna când se auzea un urlet de lup sau, eu știu, hienă, întotdeauna oile se ridicau în picioare. Noaptea târziu și oile, dintr-o dată, toate aveau privirea îndreptată în aceeași direcție. Nu de unde vine lupul sau sunetul, zgomotul, îndreptau privirea și căutau unde e păstorul. Și așa e și învățătura pe care ne-o dă Domnul. Uitați-vă, în toate amenințările și toate ispitele și toate pericolele, să întoarcem toți privirea, să căutăm pe Domnul. În frământările care sunt în lume și în toate amenințările care există, uitați-vă la păstor. Acolo e scăparea. Nu în noi, nu în strategia de lucru și planurile noastre, ci priviți la păstor. Uitați-vă la fața liniștită, în toate războaiele și în toate frământările, fața liniștită a ciobanului, care vă dă în harul lui Dumnezeu pace, bucurie, neprihănire și în toate ne asigură. Stați liniștiți, stați în pace. Eu încă sunt în controlul tuturor lucrurilor. Eu am sceptrul domniilor pământului. Stați liniștiți. Sunt câteva învățături pe care le învățăm dintr-o scrisoare dată din slava cerească de regele regilor, unui surghiunit, unui gonit, unuia de care lumea nu mai avea nici nevoie și nici îngăduință să mai trăiască. Și Domnul ne cere și nouă să fim ca El, să trăim în dragoste, să trăim în pace și să împlinim cuvântul Lui. Când vin ispitele, ochii la Domnul. Când vin ispitele, să ne pocăim noi, într-o pocăință adevărată, reală. Una din durerile pe care le-am avut de un frate care a plecat dintre noi, nu știu unde este acum, în sud, în Texas, ne-am așezat în spate acolo și spun, frate, dacă pleci de aici, nu te depărta de Domnul. Și a început să plângă. Și îmi spune atunci, frate, mi-a fost așa de dor să plâng în biserică. Cu talentele și cu progresul pe care îl avem, uităm de lacrimi. Uităm că și cel care e stăpânul și are sceptrul în mână a plâns aici. Și când avem și gândurile pe care le are aici Ioan în legătură cu o biserică pe care a păstorit-o. O biserică frumoasă, mare, activă, plină de multe talente. Domnul primește, îi trimite scrisoarea aceasta și mă gândesc că și el a plâns. În toate stările, să ne aducem aminte de dragostea dintâi, de unde am căzut, să ne aducem aminte că pocăința
mișcă cerul, mișcă temeliile gloriilor lui Dumnezeu. Și să ne întoarcem la faptele dintâi, faptele dragostei dintâi. Și în aceasta e secretul unei biserici care merge din putere în putere până ne înfățișăm înaintea Lui în Sion. Numele Lui să fie binecuvântat și mărit în veci. Amin.